3,70. Ok. De făcut o comandă de etichete și aia toată rola pe care o mai avem la dimensiunea de 61. Mai avem la 40, la 4,3, mă rog, la 43 și la 32 și vreau să vedem exact cât ajungem, pentru că deja am rămas astăzi fără rol în timpul unui print și e nașpa. Deci e un print mare pe canvas și s-a terminat rola în timpul printului. Cred că mai aveam încă vreo 5-7 cm de printat și ran out. Asta în timp ce printam canvasul ăsta de 50x100. Strand de numa, dar na, well, pățești. Asta s-ar putea totuși să putem să salvăm măcar partea asta albă. Asta de perfect, are 33 de centimetri, cât să pot printa cu pe 600 și să fac un mini canvas. Cel puțin un mini canvas de acolo pot să fac, așa că de ce să risipim? Și ăsta, care într-adevăr e risipit, o să-l păstrăm pentru teste. Gen, să vedem cum se comportă și eu dacă punem apă sau dacă îl zgârie. Dacă îl zgârie, știm cum e, că l-am mai zgâriat, canvasuri. Le-am înlocuit. Și să vedem în diferite condiții, că noi mai facem teste din astea funky. A fost acum un client să ridice niște canvasuri, un fotograf local, și mi-a lăsat o carte cu dedicație. Prima carte cu dedicație pe care o primesc. Și am răsfoit-o puțin. E carte cu fotografii făcute de însuși și poezii scrise de acesta. Și am răsfoit-o puțin și poza asta cu rândunicile. Și zice, nu ți-am spus de atâtea ori dimineață când te scoli să nu stai degeaba în vânt, că e de lucru pe pământ. Avem de lucru. Ce meșterește aici? Semne de carte. N-arată rău deloc. Pentru un iubitor de cărți, probabil este ceva mega wow. Nu știu de ce, dar atelierul arată ca o zonă de război. Diana, ce face aici? I'm working! Exact. Adevărul e că avem destul de mult de lucru în perioada asta. Neașteptat de mult. Nu știu de ce mă așteptam, că acum să fie mai slab, dar nu, e chiar ok. De bun, am venit acum de la medic, de la a doilea, de la kinetoterapeut. Kinetoterapeut, așa, good God. Bun, după examinare și palpare și teste și chestii, nu e treabă de nervul sciatic sau chestii genul ăsta, e pur și simplu o treabă de musculatură. Adică, mie nașpa cu mușchiul acolo, mi-au explicat o grămadă de chestii, dar pe scurt am nevoie de niște kinetoterapie. E vorba de câteva ședințe și o să trebuie să mă duc de 20 de ședințe, mai exact. În mare parte ar trebui să-mi revin destul de repede. În 5-6 ședințe deja ar trebui să dispară durerea, dar după aia vreau să mergem să mă învețe cum să mă protejez în continuare de situațiile care m-au dus în situația asta și la fel și să-mi corecteze postura. Și mai am încă niște mici defecte aici pe acolo și cu statul de la, în cauza statului la computer și una alta. Dar o zis că din ce o sesizat ea, nu știu dacă sunt medici, kinetoterapeuți sau nu, dar na, doamna domnișoara terapeut, din ce o sesizat, o zis că ar trebui să-mi revin destul de repede. No, țineți pumnii și ce să zic, de mâine încep. Mâine dimineață la ora 10 am prima ședință. Să fie interesant. Am de făcut două DTF-uri până una alta, un hanorac și o sacoșă. Hai să ne ocupăm de astea. Apropo de DTF, ăsta e încă l-a făcut în septembrie. Și încă nu arată rău. Adică încă. Nu e niciun degradat încă. Și la fel și asta de pe sacoșa de cumpărători. Și chiar o folosim, nu se pune problema de așa ceva. Ok, aici, tot în regulă, culorile par ok, inclusiv vedeți bucățele din astea micuțe. Se încă aici. E ok. Încă niciun stres nu văd să fie decolorat, adică n-are cum să decoloreze. Tehnic vorbind, de crăpat nu-i crăpat. All good. Da, bun, hai să le fac și pe astea.
sesizat careva, dacă ați fost curioși, dar dacă intrați pe site-ul de la MD, o să vedeți că au publicat prețurile, la vânzare acum consumabile deocamdată pentru DTF și apar acolo și imprimantele, L1800-le și L805-ul. Deci s-ar putea cât de curând să fie în vânzare, inclusiv L1800-le. Interesting. Alea încă nu apar cu preț. Dar consumabilele toate au preț, așa că puteți să vă faceți o idee acum cât costă, care o să fie prețul, nu știu, actual. Care e prețul actual acum la consumabile? La cerneală, la folii, stickere, swab-uri și tot ce alte accesorii de care mai e nevoie pentru a mașina pudra. Dar da, toate chestii de care e nevoie pentru a face o să pentru DTF. E tare asta. Transferul o să le facem mâine, pentru că deja e târziu. S-a obosit și nu mai am chef, așa că ne vedem mâine. Ciao!